normativ în raport se spune așa, având în vedere că programul de investiții pe anul 2016, la capitolul 2, este aprobat obiectivul agrement de la Golful Cernei, care are aprobat de finanțare parțială și este necesară suplimentarea cu suma 657.000 lei, în vederea demarării procedurilor legale de achiziție, analizând cele menționate mai sus, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 se rectifică după cum urmează. Și ni se spune că 657.000 lei, zic bine? Da. Se duce pe acest proiect, da? Adică la capitolul 70.02. Da. Bun. Eu propun următorul amendament, 657 de la capitolul 70.02 se transferă în 50 cum de rezervă, spune, 50, fond de rezervă 54.02.50. Vă spun și motivația. Faptul că, deci la capitolul fond de rezervă, 54.02.50. Da. Având în vedere când se bagă sub nas argumentul Adolfo Cernei pe care noi l-am discutat în prima fază, care se vrea modificarea lui, după care probabil că noaptea nu s-a mai vrut modificarea lui, având în vedere că eu consider că strada Banatului, care nu s-a mai discutat până astăzi și nu s-a mai venit cu corectură, din partea, exact cum s-a discutat, din partea proiectantului, cerând, noi cerând de diminuare, având în vedere că și strada Deal Moșului este o prioritate, nu a premiat la Golful Cernei, este punctul meu de vedere, consider că acest amendament de modificare și trecere a fondului de rezervă este motivat pentru alte urgențe pe care noi le considerăm față de domnul primar. Mai mult decât atât, până la 31 decembrie, rog că începând după această ședință și după această rectificare, și în urma discuției pe care am avut-o lămuritoare cu doamna Lina, în sensul că dacă se duc în fondul de rezervă, doar până la 31 decembrie putem face modificări pe investiții, așteptăm propunerea executivului. Noi, la rândul nostru, vom veni cu propuneri și vom vedea unde vom dirija banii care vor fi în jur de 730.000 în modul de rezervă, în afară de rectificare, cu ce mai erau 85 sau 65 de ceva de genul ăsta. Deci eu consider că amendamentul privind trecerea acestor bani în fondul de rezervă până la 31 decembrie, unde vom decide de comun acord care sunt obiectivele de investiții în cu acești bani, sunt mai importante și justificate. Încă o dată spun, rămân surprins că se bagă iar agrenarea Golful Cernei, la Golful Oșului, pardon, sub nas, după ce ne-am putat discuții nenumărate, în care au fost cu totul altele obiectivele și inclusiv modificarea de așteptat proiectul de modificare a acestui. Să se vină acum, mai ales că se știe clar că nu pot să se fie nici măcar procedurile de licitație până la sfârșitul anului, doar știm foarte bine ce înseamnă acest lucru. Consider că s-ar bugeta un capitol sau un proiect care este fictiv la 31 decembrie 2016. De fapt, că ne așteptăm ca în perioada asta primarul să inițieze o întâlnire cu toți consilierii. Ne dorim să fim cu toții. Domnul Șinga a participat la întâlnirile trecute. Eu cred că ne aflăm în situația în care, doamna director, la sfârșit de an, din câte mi-am zis eu aminte, mai sunt bani pe aici, pe acolo, rătăciți. De exemplu, mi-aduc aminte că ați bugetat pe exercițiul financiar al anului 2016 niște reparații la bazar. Mi-aduc aminte că sunt aproape 900.000.000. Acolo. De asemenea, mi-aduc aminte că la inițiativa domnului Cican, 100.000, adică 1.000.000 lei vechi, sunt pe consultanță. Da, nu e pe ian. Da. Stați să-mi răspundeți pe urmă. Și că mai sunt. Vedem că nicio hotărâre votată de consilierii PNL și PND, premierea olimpicilor, tinerii majori din Orșova, nunta de aur pentru persoanele vârstnice, au primit buget, dar niciuna
are de gând primarul să le pună în practică, să le aplice. Deci mai sunt niște bănuți și acolo. Eu mă gândeam că este foarte important să facem o analiză și o prioritizare a investițiilor, să ne întâlnim cu toții, absolut toți consilierii, cu primarul, să discutăm ce obiective de investiții avem. Avem Banatului, Dealul Moșului, avem parcul, avem să le punem pe toate pe hârtie, să analizăm fazele în care ne aflăm la fiecare, pentru că argumentarea de aici ca să se demareze procedura nu este pentru acum, pentru 3 săptămâni în luna decembrie. Este dincolo de sărbătorile de iarnă, adică vorbim de luna ianuarie. Dar noi putem ajuta poate și alte obiective de investiții să câștigăm timp în ianuarie și să se pornească procedurile și pe alte obiective de investiții. Adunând toți banii în concurs care acum se numește fond de rezervă, mâine putem să ne întâlnim să facem analiza și să prioritizăm obiectivele de investiții pentru Oșova și primarul face din nou ședință de îndată, urgența e dovedită de faptul că acești bani trebuie să se piardă și trebuie alocați pe obiective de investiții și suntem cu toții de acord să venim să votăm pe obiective de investiții. Noi nu spunem că nu trebuie să alocăm pentru propunerea făcută astăzi, pentru parcul de angajament la Golful Orșovei. Noi spunem că e un început, pentru că suma este prea mică pentru ceea ce ne propunem să facem în Golful Orșovei. Dar să adunăm toți banii, pentru că așa mi se pare corect, să știm și noi până la ultimul bănuț, unde sunt, să-i adunăm pe toți, să analizăm toate obiectivele și să-i distribuim pe obiective de investiții. Ca acolo unde se pot demara licitațiile imediat după 2 ianuarie. Eu cred că îmi pare rău că primarul nu rezistă la o discuție. Unde ar fi tensiunea acumulată? Atât de cât ești primar, trebuie să accepti. Ca să pui în operă niște lucruri pe care le-ai promis oamenilor. Îmi pare rău că și dumneavoastră și domnul Trușcă s-au enervat și au plecat așa, au lăsat din nou scaunul, obligându-mă din nou să spun că primarul e nimeni. Deci chiar mă obligă din nou să spun lucrul ăsta. Păi dacă ne-ai chemat, unde e total lipsă de respect. Dacă ne-ai chemat la ședință de îndată, tu te enervezi și ieri și în sală? A fost o propunere, mai vin și alte propuneri. Eu cred că urgent, doamna director, trebuie să discutați cu primarul, să lase negri acasă, să vină să ne adunăm cu toții și să discutăm cum alocăm, dar nu numai pe ăștia de acum, toți bănuții care sunt băgați prin cotloanele bugetului, cotloanele nu zic urea intenție, ci sunt acolo capitole, capitolașe, să-i adunăm pe toți și să vedem cum îi folosim mai rațional. Aceasta ar fi propunerea mea pentru colegii mei, toți consilierii. Astăzi suntem numai în 5. Poate Moș Nicolae, astăzi seară, vine cu mai multă răbdare la fiecare dintre noi. Poate e un moș bun care spune că pe lângă o boată pentru unii ne aduce și înțelepciune. Și zilele următoare ne chemați ca să discutăm cu toți. Uitați, ăștia sunt, îi adunăm într-un coș de unde începe pe priorități. Deci am înțeles, domnule Cican, că ați făcut propunerea ca deocamdată suma aceasta să meargă în 54.0250, fondul de rezervă. Și, doamne, ședință, acum o secundă ca să fie. Deci, doamna Dina a spus foarte corect. Deci există scurtătura să se aloce direct banii pentru anumite proiecte de investiții, dar asta nu înseamnă că puse în fondul de rezervă ulterior, până la 31 decembrie, nu se pot pune împreună, cum ați menționat și dumneavoastră, cu ceilalți, cu celelalte sume. Nu vorbim numai de ăștia, mai sunt bani. Exact, exact. Eu vă spuse, mi-aduc aminte numai de bazar, mi-aduc aminte de miliardul care dumneavoastră, cu multă generozitate, l-ați dat. Gândindu-vă că o să se facă consultanță, a fost nimic rău în asta. Nu s-a făcut, dar sunt niște bani care trebuie realocați. Mulți. Mulți sunt. Domnul, să țineți cont că mai erau întrebări și noi atunci am discutat toată lumea, erau câteva zeci de miliarde, inclusiv acea economie de care nimeni nu mai vorbește și s-a făcut finalizarea cu mare bombă de două primari, nici măcar nu se limite. De nu centru, ci la rețeaua din Poiana Sterii, pe care a făcut-o cu mare bombă acum o săptămână, unde țineți minte că erau 290.000 de lei
economie, nu-i mai regăsim niciunde. În rectificare sunt acolo. Am înțeles. Și mulți alți bani, deci, sunt miliarde, miliarde întregi. Amendamentul domnului Cican este acela ca suma de 657.000 de lei de la capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare, cheltuieli de capital, să meargă la capitolul cu coordonatele 540250, fond de rezervă. Supun votului dumneavoastră amendamentul făcut de domnul consilier Cican. Cine este pentru? Ce zic domnul secretar? Nu votează domnul Șarăciu. Deci, vreți să mai rămas pe 2, 4, 6, 8.